Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara, împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, a desfășurat la finalul săptămânii, vineri 28 aprilie 2023, la Castelul Corvinilor, o nouă acțiune de prevenire a consumului de droguri, în contextul weekendului prelungit, prilejuit de mini-vacanța de 1 mai 2023. Acțiunea de la Castelul Corvinilor a fost sprijinită de Primăria Municipiului Hunedoara, Direcția de Asistență Socială Hunedoara și Poliția Locală Hunedoara. Tinerii sosiți în grupuri numeroase la castel au fost informați despre efectele medico-psihosociale ale consumului de substanțe psihoactive, promovându-se totodată serviciile de asistență integrată oferite de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara. Specialiștii centrului au desfășurat în săptămâna 24-28 aprilie 2023 o serie de activități de informare în domeniul prevenirii consumului de droguri adresate comunităților locale. Astfel de acțiuni vor mai fi organizate acasă la Hunedoara. Nici ca tot în jurul meu și nu... Adică, că, aici nici nu e drept, adică de aia... Nu e drept, da, și... Ai simțit că te duci în gol sau ce s-a întâmplat? Da? Puțin. Hai. Nu, nicio formă. Și totuși sunt atâtea persoane care nu pot în starea asta. Nu pot, de exemplu, la semafor cum deosebesc icoanele. Eu mă levă pe toate. E dificil. Da, și cu cât mă uit mai departe, cu atât mi se blurează imaginea. Asta se întâmplă pe efectul consumului de substanțe psihoactive, funcțiile vizuale, motorii, sunt deformate. Atât realizate. Pe aici am puiule. Pe aici. Pe aici. Pe aici. Bate palma. Radu, poți fi simțit amețeli, grețuri, tot. E afectată funcția vizuală. Da. Dar funcția motorie. Bravo! Când mergi? Deplasarea, cum este? Mai drept. Deci te-ai străduit să mergi drept. Da. Imaginează-ți cum reacționează o persoană care conduce în starea asta. Nu e regulă, nu? Nu. Se dilatează pupila și când vedeam cum merge și când vedeam că vrea să se urce la volan, am zis nu, 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 gata, smile. Nu vedeam cum merge, mai avea de astea când făcea, râdea din nimica, deci ziceai ce faci și râdea. Efectiv, râdea. Ai văzut că nu poți să-ți controlezi. Exact, nu, nu, nu poți. Eu când l-am dus la test, prima oară când l-am văzut urma, Așa. Da, unde e de plate? În Victoria, da? Se fac chestii de-astea, da. Dacă vreți acum să-ți facem. Mă, mergeți-vă!